brand de foarte mare succes. Practic cel mai amplu proiect rezidențial din România de după 1989, Cosmopolis. Una dintre primele firme care s-au alăturat inițiativei mele de a renova spitale de stat, au venit și au donat pentru spitale publice din bani privați. Trebuie să te duc o dată la Cosmopolis, nu că sunteți voi de față. Nu la piscină, nu la piscină. Trebuie să te duc o dată la Cosmopolis. Eu recunosc și pe rușinea mea că am fost prima dată tot când m-ați sunat și mi-a propus să vă alăturați mie și mai departe. M-am îndrăgostit de loc, la propriu, pentru că este efectiv un univers. Adică este un univers... 14.000 de locuitori, un oraș, da, frate. Da, e un oraș, dar nu-mi imaginam să fie... și aici o să mă intrați voi în amântură dacă uit ceva. Eu m-am plimbat pe străzile de acolo, adică de la Cosmopolis. Au mall, au purtărie, au terase. Toți cei din managementul complexului locuim în... Da, în complex. Asta e foarte important. Nu sunt am doar... Locuiești acolo, sunt am și locuitor. Locuiești acolo? Da, da. Ok. Dacă ai o problemă, știi exact cum te duci, bați acolo la ușa. Da. Bozan, Bozan. Ajutor, dacă sunt curentul tot în cartierul. Suferi și tu, nu? Chiar sâmbătă, duminică, fără problemă. Acum piața s-a schimbat. Cumva, dacă urmărești anumiți sindici, poți vedea o încetinire. Însă, de-aia și planurile de dezvoltare merg în aceeași direcție. La extindere va fi concept un pic mai diferit. Acum aveam cam 3500 de metri pătrați visible area, dar extindere care am început acum va fi aproximativ 14.000 de metri pătrați. Perioada pandemie de fapt ne-a arătat că stilul strip mall o să fie un business mai mult preferat în viitor.